Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit. Gorjul în direct, alături de mine în studio sunt domnul doctor Gheorghe Stangiu, Colegiul Medicilor Gorj. Bună ziua, bine ați venit, domnule doctor. Bună ziua, bine v-am găsit. Ne bucurăm și de prezența domnului Lucian Ardelean, care este prin vicepreședintele Sanitas Târgu Jiu. Bună ziua, bine ați venit, domnule Ardelean. Pentru prima dată, domnule Ardelean, în studioul Sud FM și TV Sud, nu știu când a fost prima dată, dacă dumneavoastră vă amintiți, dar este important că ne întâlnim, vorbim despre problemele din sistemul de sănătate, sistem care, conform programului de guvernare al Partidului Social Democrat, nu ar fi avut de ce să se plângă. Cu toate acestea, vedem că personalul medical se plânge de diferitele probleme cu care se confruntă odată cu aplicarea legii salarizării unitare. Dumneavoastră, cei de la Sanitas, domnule Ardelean, chiar ați propus un calendar al protestelor la sfârșitul lunii martie, chiar și în luna aprilie. Spuneți-mi dacă de la Târgu Jiu vor fi oameni care vor picheta cele trei ministere al sănătății, muncii și al finanțelor. Da, Consiliul Național întrunit luna aceasta a hotărât să facem marțea și joia, adică 20-22, 27-29 martie, niște pichetări la Ministerul Sănătății, Muncii, Finanțelor și 29 la Guvernul României. Astăzi, înainte de a veni la dumneavoastră, cel de mâine, cum ar veni, doar colegii noștri de la București o să fie, și cel de joi s-a amânat. Să vedem ce putem face. Ca să nu deranjați prea tare PSD-ul. Să nu se supere foarte rău. Nu e vorba de deranjat. E vorba să... A, deci trebuie să ia aprobarea. Domnul doctor este... A, cu glumiți sau... Eu am glumit, domnule doctor, dumneavoastră, nu glumiți când spuneți că PSD-ul s-ar putea să se supere pe Sanitas și să nu... Adică e un conflict de interese, cel puțin la nivelul județului Gorj. La președinte Sanitas Gorj este domnul Valentin Popa, care este consilier județean PSD. Adică nu știu cât de mult poate domnia asta să comenteze despre programul PSD-ului. Sanitas-ul acționează destul de bine și este un sindicat tare și nu putem să zicem că e cu PSD-ul, că e cu PNL-ul, că ei nu știu ce, ei au interesul să rezolve problema oamenilor din sindicatul, lor. Nu știu în ce măsură pot fi manevrați sau nu pot fi manevrați. Că, de exemplu, dacă mă întrebați de ce fac acum, nu prea au justificare că fac, dar o fac. Au ei alte chestii, nu cunosc. Că sunt solidari cu tot personalul, personalul, care include și TESA, și infirmiere, și îngrijitoare. Am reușit să modificăm prin ordonanța 91 să intre și medicii și asistenții din DGASP, cel din asistență socială. Și, cum spunea dumneavoastră, domnul Popa e de 27 de ani lider și a fost membru PSD și întotdeauna a fost în față. Nu am o problemă cu domnul Popa, întrebam deci și eu dacă nu e s-a pus niciodată problema de să intervină partidul. Domnule doctor, ce probleme să aibă oamenii din sănătate, medici, asistenți medicali și personal auxiliar, în condițiile în care avem un program de guvernare conform căruia, teoretic, dumneavoastră trebuie să vă fie foarte bine? Deci, doamnă, ce se întâmplă? În sănătate nu putem să ne plângem în ultimul an că a fost așa de rău. Datorită faptului că s-a dat 25% pentru tot personalul din sistemul sanitar, a avut de unde să ne ia pe ea 22%. Că dacă nu-i dădea, trebuia să ne ia din salariu. Deci aici o creștere de 2%. Așa. În al doilea rând, ce se întâmplă în sănătate la ora actuală, nu vor fi niște scăderi, cel puțin la noi, la medici, nu vor fi niște scăderi de salariu, dar vor fi niște creșteri foarte mici sau aproape deloc. În ce sens? Personalul medical a avut niște așteptări foarte mari, adică atâta timp cât de 2-3 ori eu cu ochii mei am văzut ieșind la tablă pe doamna Olguța Vasilescu, pe domnul Dragnea, care spunea că de la 1 martie, de la 1 ianuarie va fi salariul atâta, că de la 1 ianuarie nu va mai, medicii nu mai vor plăti niciun fel de impozit pe salariu. Probabil că ați văzut și dumneavoastră chestia. Păi bineînțeles. În momentul când în conștientul tău ți se bagă aceste idei și vezi că nu se întâmplă așa, nu te mai interesează că nu ți-a scăzut, te interesează că n-a ajuns unde a zis dânsii. Deci, asta este nemulțumirea la ora actuală. Eu nu pot să spun că au scăzut salariile. V-am spus, m-am uitat chiar acum. Era culmea culmilor, domnule doctor, să scadă salariile în sănătate în momentul în care sistemul se confruntă cu problemele cu care se confruntă. De unde la început credeam că ne dublează, ne triplează salariile, acum am ajuns să iese la televizor aceiași oameni să ne spună că nu ne scad salariile.
Deci asta e nemulțumirea. Deci ce se va întâmpla acum cu creșterea de la 1 martie? Probabil că va fi o creștere, dar deja au început... Ați făcut așa o evaluare asupra veniturilor făcut... dumneavoastră, să știți cu cât... Păi n-am făcut, okay. Că am făcut ce a spus ea pe tablă și dacă nu e așa... Înseamnă... Dar stai să vă spun o chestie. Deja au început să facă niște chestii de gen. Ce deranjează mai ales pe medici în primul rând este propaganda asta că se triplează salariile, să face nu știu ce, toată excesiv. Lumea deja se vorbește prin autobuză, se vorbește peste tot, dă-i dreacul de medici, le-a făcut 3.000 de euro, 500 salariul, le-a făcut, ceea ce e fals, fiindcă să vă spun o treabă, deja pe fluturașul care a venit acum, a apărut o chestie de genul că 4 gărzi le-a băgat în fluturaș, da. La salariu. Doamne, medicii au un salariu. Salariul lor este pe orele de muncă. Dacă mai fac niște gărzi, este alt contract, este alt serviciu, în afara orelor de program, cum dumneavoastră de aici ați pleca și v-ați angaja prezentatoare, nu știu la ce spectacol, și ați avea alt serviciu, alt salariu. Deci dacă e vorba de salariul medicilor, este vorba de salariul ăla net al lor, nu și cu gărzi cu tot. Că dacă ei acum ne bagă gărzile în salariul ăla, s-ar putea să crească un pic normal, dar înainte nu le aveam băgat și nu toți medicii fac gărzi. Susțineți ideea asta de a include Nu le-a inclus. S-a dat o ordonanță că ești obligat să faci 4 gărzi dacă lucrezi în spital. E ca și mărirea salariului minim pe economie de la 1450 la 1900, dar majorarea asta fix înseamnă transferul contribuției, adică asta înseamnă majorarea salariilor, deci, medicilor. Eu nu cred că introducerea gărzilor în salariu de bază. Niciodată nu să fim mulțumiți de... Eu nu cred așa ceva, că dacă așa. Se întâmplă așa ceva, niciodată nu o să fim mulțumiți, nimeni nu o să fie mulțumit de cât salariul are. Dar medicii le crește salariul și le-a crescut începând de un an cam în continuu. Le-a crescut că s-a rezolvat problema cu gărzile, s-a rezolvat problema cu salariul. Le crește oarecum salariul, nu la așteptările care a avut. Cu ce nu sunt eu de acord cu această lege a salarizării? Este vorba de sporuri. Doamne, în sănătate, treaba asta cu sporurile a fost la latitudinea unuia care a avut pile. Sanitasul, că era foarte tare cu partidul de guvernământ, au obținut niște sporuri pentru nu știu ce. Doctorii, că era în relații cu nu știu cine, au obținut niște sporuri pentru nu știu ce. Nu e bine în legea sănătății că a apărut aceste sporuri. Trebuia să se facă legea sănătății să spună: ești medic chirurg, ai salariul ăsta. Ești medic ortoped, ai salariul ăsta. Ești medic. Să vă mai spun o treabă. Nu mi se pare normal un medic de la spital orășenesc primar să aibă salariul cât un medic de la Fundeni. Nu mi se pare normal, să știți. Trebuia să... Că ei au zis că reglementează prin niște sporuri. Uite că acum e și o lege care limitează sporurile, numai ele pot da. Nu, domnule, ești medic la Târgu Jiu, ai salariul ăsta. Ești medic la clinică universitară, ai salariul. Acum și aici va apărea o problemă, adică toată lumea va vrea să plece din orașele mici, din localitățile care, doamne, nu deservesc un număr atât de mare de populație și cazuistica este mult mai simplă. Eu când mă duc să mă fac chirurg, ar trebui să mă uit acolo. Bă, dacă mă duc chirurg la Fundeni, cât salariul am? Dacă mă duc la Cărbunești, cât am? Atât? Dacă mă duc acolo și pentru asta am văzut și pentru asta mă zbat. Da, nu descurajează cumva performanța în spitalele mici, zic și eu. Deci nu poți să spui că un spital, domnule, are doctor, performanța care o are o clinică universitară. E adevărat ce noi de aici trimitem acolo. Dacă aici oamenii ăia, toată lumea, toți cei nu mai buni ar ajunge acolo. Deci problema cu sporurile sau ce zice doamna ministru acum, o aberație de genul că spitalele, dacă vor să mai crească sporurile, să facă prin banii strânși de la spital. Doamne, spitalul niciodată nu o să aibă bani ca să dea sporuri. Bun. Explicați-mi, domnule Ardelean, cât de dispus este domnul ministru la dialog cu sindicatele. Am discutat, am fost înainte de întâlnirea de Consiliul Național de la Federația Sanitas. Doamna ministră ne-a chemat duminică și ne-a spus că sporurile trebuie neapărat să se încadreze în cele 30%. Total sporul pe ordonatorul principal de credite. Scuze-mă că te întrerup. Ordonatorul principal de credite la spital este Consiliul Județean, nu spitalul. Consiliul Județean. Bun. Asta că m-am contrazis. Consiliul Județean este ordonatorul principal de credite și noi pe Consiliul Județean trebuie să ne încadrăm în total sporul 30%. Neavantajos. Acum medicii, da? Asistenții de la 1 martie beneficiază de întreaga mărire. 2022, ei iau de la 1 martie 2018. Un medic primar 15.565. Salariu brut. Să nu zică domn doctor că spun așa prostii. Nu. 15.565 este salariul brut al medicului începând cu 1 martie. De salariu? N-avem discuții cu gărzile. N-avem nicio discuție cu gărzile. Salariu. De ce le-a băgat pe salariu de brut? De ce le-a băgat pe fluturași? Gărzile o să fie plătite
cele patru gărzi care le aveți dumneavoastră obligatorii o să fie plătite. Nu sunt incluse în salariul ăsta. În afară de 15 milioane. Da, 15.500. 15.000, domnul doctor. 1.500, asta, 150 de milioane, nu, da, este chiar puțin. Nu, dar am zis eu ceva. Știți cât am avut înainte? 54. Da. 5.400. Și deci, acum am 15. Păi, super! Deci este extraordinar, dar stai să-l văd fluturașul. Așteptăm 15 aprilie. Să luăm salariile pe luna martie și să vedem. Acum, explicați în care este supărarea dintre medici și asistenții medicali. Nu este nicio supărare, doar că... Asistenții medicali au beneficiat de tot programul de majorare. Nu, și medicii și asistenții de la 1 martie sunt singurele categorii profesionale care beneficiază de întreaga mărire pentru anul 2022. E o problemă, am văzut-o și eu în media, era vorba de niște, tot pe sporuri să este ceata, da, era vorba de niște sporuri, de exemplu, care se dau la niște asistenți care sunt la sala de operație și nu se dau la medici care operează. A fost o înțelegere, nu știu ce, unde ce. Regulamentul de spor deocamdată nu putem vorbi. Nu putem vorbi, că e o aiureală pe acolo, nu știm exact ce va fi la regulamentul de spor. E în transparență decizională, pusă de pe ministru. Ministerul Sănătății, în care sunt puse acolo niște sporuri, sporul maxim e 85%. Și, dar acum au venit pentru anul 2018 cu anexă 10. Așa. Tot suntem, e da, e o sumă fixă, adică pentru un medic, nu știu să vă spun, am niște sume, pentru un medic primar cu spor de 85%, gradația 5 decât 2388. Sporul. Sunt niște de suma, grile fixe. Și vreau pentru anul 2018 să pună niște grile fixe. Noi cu asta nu suntem de acord și nu am reușit să ajungem la un comun. Bun, asta spune dumneavoastră, practic ce cereți? Sporurile să se aplice la salariul care îl are domn doctor acum. Care îl va avea. Care îl va... Păi nu, că deja suntem în luna martie, deja de la 1 martie. S-a aplicat. Teoretic, dumneavoastră, repet, aveți un salariu foarte bun. Acum, da. Acum. Și să vă mai spun o treabă care tot o șmecherie. Așa, deci cereți anularea ordonanței 10. Nu anularea, modificarea. Nu ordonanță, sunt niște anexe. Anexa 10, scuzați-mă. Ora de gardă e plătită în funcție de salariul care îl ai, da? Așa. Ei, pe salarizarea asta de 15 milioane sau cum zic, cât primă 15.500. Asta înseamnă că ai salariul mai mare. Asta nu înseamnă că ar trebui să ai și ora de gardă mai mult. Nu, se va aplica la gărzi ora de gardă de anul trecut. Nu, de la 1 ianuarie care e mai mare cu 25%, care e vreo 7.000 și ceva de lei. Deci toți sunteți păcăliți într-un fel sau altul. Am fost păcăliți la moment... pe timpul celălalt, am fost păcăliți cu 9 ani. 9 ani de zile am lucrat cu salariul foarte mare și da, era problemă, da. La gardă se era salariul din... toate la gărzile din, la salariul din 2009. Da, 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 da. Dar, mă rog, eu vă spun să ei, eu cred că dacă e așa, cum să zice, pentru medici nu este rău. Teoretic nu, deși în România, statistic, anual... pleacă 3.500 de medici în afară. Nu numai da, salarizarea face ca medicii să plece în afară, să știți. Dar ce anume? Condițiile nu. Din spitale, da? Importanța, este un... importanța care este dată unui medic în România. Dumneavoastră știți că sunt mii de cazuri rezolvate de medici, nu zice nimeni nimic despre... România, în care România în afară asta, nu s-au soluționat, asta, așa. Da. Și dacă apare un caz de nu știu ce, toate televiziunile, toate bun, presa îl fac arșiță pe ăla. Să bun, fac și lucruri bune în sănătate, să știți, dar nu le mediatizează nimeni. Haideți ca să nu tratăm lucrurile la modul acesta, domnule doctor, stimate domnule Ardelean. Situația nu este de maniera asta. Faptul că se obține performanță în sistemul de sănătate din România este un lucru știut. De asta sunteți dumneavoastră medicii din România și foarte căutați în afară. Presupun că ăsta e motivul pentru care oriunde ați merge în Uniunea Europeană și nu numai, aveți ușile deschise. Este o dovadă a faptului că școala românească este una de foarte bună calitate, este o dovadă a faptului că românii sunt oameni conștiincioși. Acum, dacă apar probleme și le mediatizăm, nu cred că suntem de condamnat, pentru că vorbim despre situațiile de malpraxis. Unele și multe dintre ele confirmate de instanța de judecată, da, cu soluții în defavoarea medicilor. Da, dar... Acum, dumneavoastră, nu vă puteți supăra pe noi că vin la noi pacienți care spun, vedeți, am fost să cer ajutorul medicilor în spitalele din Târgu Jiu, nu m-a băgat nimeni în seamă. Nu puteți să vă supărați că mediatizăm astfel de cazuri.
Sigur că noi acolo, când, atunci când ne prezentăm în fața colegilor noastre de la spital, spunem, nu e adevărat, se minte, se exagerează. Nu vine nimeni, nu ne caută nimeni de drag. Să știți că oamenii nu sunt flămânzi de a apărea în mass media. Așa este, dumneavoastră, aveți perfectă dreptate. Pacientul știe că trebuie să-l tratezi și să-l tratezi bine. Dar ce nu știe pacientul și ce ar trebui să mă imediatizați și dumneavoastră este faptul și cu ce lucrăm și în ce condiții lucrăm și cu ce personal lipsă lucrăm. Astea sunt alte probleme. Că poate să ne dea doamna Olguța Vasilescu și 10.000 de euro. Asta este ideea. Uite, pentru asta probabil ar trebui să și să protestați, să fie una dintre revendicările dumneavoastră, stimată domnule Ardelean. Și anume faptul că nu sunt condiții în spitale și că medicii sunt obligați în România, sunt obligați să facă performanță cu aparatura care este, adică cu ce avem, ceea ce nu este în regulă, pentru că a început, de ce să nu recunoaștem? A început să se mai reglementeze unele treburi, dar lipsa de personal, lipsa de anumite medicamente din cauza probabil că lipsește o politică care să facă sistemul ăsta atractiv pentru tinerii medici. Probabil cauza este și lipsa banilor. De lipsesc anumite. Bun, haideți ca să vă mai întreb ceva. Dumneavoastră, dacă vi s-ar spune, nu, iau așa, fac o paralelă cu ce se întâmplă în minerii și energie și spun liderii mari așa, nu, de fapt administrația. Domnule, ce vreți? Condiții mai bune în cariere sau vreți salarii mai mari? Așa și la dumneavoastră. Dacă vi s-ar fi explicat, stimate domnule Stanciu, ce vreți dumneavoastră? Să aveți condiții să faceți performanță în spital sau vreți neapărat salarii mai mari ca să, adică... Doamne, nu se poate una fără alta. Nu se poate. Nu se poate. Nu poți să fii și frumos și urât. Da, dar poți să fii așa de mijloc, să nu așa, să treci neobservat. Trebuie să ne observați. Nu se poate, adică există, eu cred că în timp se va rezolva anumite probleme, dar deocamdată toată lumea e axată pe salarizare. Deci nu faci nimic cu salarizarea dacă ajungi să n-ai aia, să n-ai aia, să n-ai aia. Știi ce rezolvi cu chestia asta? Te înjură, cum a început să ne înjure pe noi prin autobuz, fiera la dracu de doctor, ce salarii le-a dat ăștia și nu. Ați auzit discuții de genul acesta? Da. Și nu ați intervenit, nu ați reacționat. Păi dacă spunea că-s doctor, poate mă lua și la bătaie. Să înțeleg că v-a fost momentul ăla rușine cu faptul, cu profesia dumneavoastră? Da, fiindcă nici nu era adevărat. Nici nu era adevărat că nu se întâmpla să treaba și deja lumea așa zice. Ce ori mai vrea și ăștia, ce ori mai face și ăștia, fiindcă doctorii fac aceeași treabă, să știți, și cu salariu, a făcut și fără salariu, și cu salariu. Nu am găsit pe unul să zică, domnule, nu vreau să văd un bolnav că am salariu mic. Nu, ăștia au fost chestii care le-am discutat cu sindicatele, le-am discutat. Medici supărați care... Mai lăsați-ne că nu ne plătesc ăștia regește să fim tot timpul la cheremul vostru. Domnule, există sistemul privat. Medicii pot să plece în privat dacă nu le convine în sistemul de stat. Cum de fapt au și făcut? Se și întâmplă, din păcate, uite, foarte să multe cazuri. Vreau să vă spun o treabă. Eu am fost la un congres la Poiana, Brașov. Ieri m-am întors. Unde a fost 500 de medici acolo și străini. Vreau să vă spun următoarea chestie. Din toți medicii aia care era acolo, 60-70% lucra în sistem privat. Deci 60-70% lucrează în sistem privat, în clinici private, unde sunt alte condiții, unde sunt... Poți să-mi dai aparatura un pește prăjit dacă pulci pe ăla într-un salon cu 5 în pat și n-are WC-ul în salon. Bine. Dar haideți ca să vă mai întreb eu ceva. Cum se întâmplă că într-un spital particular, acolo unde, sigur, condițiile sunt incomparabile vis-a-vis de sistemul sistemul de stat, dacă este un caz foarte grav, este trimis tot la un spital de stat. Adică nu înțeleg de ce se întâmplă lucrurile, să-și asume până la capăt starea unui vreți pacient. Să vă spun eu de ce? Nu e normal. Vreți să vă spun eu de ce? Ascult. Trebuia să se stabilească clar. Ori păi lucrezi la stat, ori lucrezi la privat. Asta spun. Deci dacă până nu s-o stabili o treabă din asta, așa se va întâmpla. Fiindcă ăștia în sistemul privat n-au gardă, eu sunt în sistem de stat, te iau și după masă te operez în sistemul privat, dacă e ceva vii la mine în spital. Păi asta se întâmplă. Păi nu e normal. Ceea ce nu mi se pare în regulă. Adică cine ar trebui să reglementeze lucrul acesta? Păi e atât de simplu. Ministerul Sănătății, în străinătate nu există așa. Mai ales că avem parte de un ministru al sănătății, fost manager de spital. Doamna ministru ar trebui să înțeleagă foarte bine știți fenomenul. De ce nu se reglementează? Păi nu, pentru că sunt mulți bani la mijloc, presupun. Nu despre asta e vorba. Răspundere. Pleacă lumea din sistemul de stat și nu rămân spitalele fără medici. Asta e motivul. Da. Înțelege doamna ministru fenomenul.
Da, doamna ministru, chiar în ultima întâlnire a spus că încearcă să rezolve aceste probleme, mai ales și cu lipsa de vaccinuri și ce mai era problemă. Da, care... nu și cu cazul nostru care a fost la Târgu Jiu, că nu era problemă, că nu putea să-l primească, ce am înțeles, sau sâmbătă l-au și luat și l-au transportat. Deja la Nasta, nu, domn doctor? Care, mă, cu... cu... de a fost operat de plămâni și că nu erau locuri cu ventilator. Da, știu, știu, da. Da. Sunt probleme. Sunt probleme, din păcate. Ăsta este sistemul. Măcar prin salarii, prin să încercăm să, măcar să ținem medicii, asistenții, întreg personalul și după aceea să putem și de partea cealaltă, tehnică, materiale, aparatură și tot ce este necesar pentru ca spitalul să funcționeze. Bun, dinspre Spitalul Județean Târgu Jiu au apărut foarte multe informații care nu fac neapărat cinste acestei unități, pe lângă faptul că s-a descoperit situația de la ginecologie cu tot instrumentarul acela rudimentar. De asemenea, s-a discutat la un moment dat despre faptul că foarte multe aparate erau ținute în, pe holuri, în depozite, aparate noi-nouțe, poate uzate moral, pentru că de ani de zile zăceau acolo și nu s-a lucrat cu ele, și care acum au fost, wow, dintr-o dată descoperite și probabil că cine știe când vor fi ele puse în funcțiune. Cine ar trebui, stimați invitați, să răspundă pentru situația asta? Vă ascult. Medicina a evoluat. Medicina a evoluat și evoluează în continuu. A apărut metode noi, a apărut aparate noi. Un aparat nou care a apărut, nu pot să știu eu, care sunt un doctor vechi, să lucrez cu el. Eu trebuie să mă duc la un curs de perfecționare să văd despre ce-i vorba. Așa. La noi nu s-a mai făcut aceste chestii. Toată lumea pleacă pe banii lui să învețe să lucrez. Mie îmi trebuie o competență să lucrez endoscopic. Acum am aparatul endoscopic, îmi trebuie o competență să lucrez. A trebuit să plătesc eu să mă duc să iau competența asta să lucrez pe aparatul respectiv. Cam așa e cu aparatele alea. Aparatele alea, noi mai lucrăm cu ele... Așa, că am văzut, am auzit, dar nu avem competența necesară. Spitalul trebuie să trimită oameni la cursuri de perfecționare. În momentul când ai luat un aparat care costă mii de euro sau milioane sau cât dracu costă, tu trebuie să știi, eu duc la Târgu Jiu, cine lucrează cu el? Stanciu, Popescu, Ionescu. Ia să-i trimitem pe ăștia la cursuri de perfecționare să aducă competență că lucrează cu aparatul respectiv. Asta a fost chestiunea. Există aparate pe care le avem în secție și pe care nu știm să lucrăm cu ele. Din păcate. Din păcate. A cui este vina managementului? Și este vina, de exemplu, am avut o întâlnire cu doamna ministru asta care e acum, care mi s-a părut o fetiță isteață, dacă nu o stricau ăștia. Au stricat-o? Dacă nu o stricau, am zis. Așa, care ne-a spus, ea a fost manager la, la Baia Mare și ne-a spus o chestie foarte interesantă, adică trimitea permanent la cursuri de perfecționare doctori. Banii care se duceau la cursul de perfecționare îi strângea prin, există o sindicalizare din asta a tuturor salariaților care nu sunt înscriși în sindicat, plătesc niște bani la spital, la conducerea spitalului, știi povestea asta. Și acești bani poți să dispui. Cum, domnul doctor, că mi se chiar dacă nu ești înscris în sindicat, spitalul îți oprește o cotă parte pentru sindicat în ideea că și tu beneficiezi de niște chestii care le rezolvă sindicatele. Pe bună dreptate? Pe bună dreptate, bun. Da, că beneficiezi într-adevăr. Așa. Ei, acești bani, la lege prevede că managerul împreună cu sindicatele să facă ceva cu ei, da. Ei, ce spunea nouă doctorița de unde aveam bani? Ăsta era o sursă de finanțare și încă niște surse de finanțare și trimitea oameni din cadrul spitalului permanent la cursuri de perfecționare, ba mai mult decât atât, doamna ministru ne-a spus, mai mult decât atât a trimis și în străinătate la cursuri de pe bani. Ceea ce la Târgu Jiu nu s-a întâmplat niciodată. S-a întâmplat și la Târgu Jiu, că se duce toată lumea care vrea să, dar pe banii lui. Pe banii lui. Știți cât costă, cât mă costă pe mine un congres să mă duc la un congres? Presupun că destul de mult. 24 de milioane. Ia auziți. Da, acum, sigur că dacă insist pe subiectul ăsta, o să zică cineva că am o problemă cu... Nu, dar trebuie... Fosta conducere, adică... Stați un pic cu actuala. E fosta și actuala. Fosta actuala și viitoarea. O singură problema... nu trebuie să știe conducerea. Că dacă a luat un aparat
de făcut fotografii, trebuie să aibă un specialist care să facă fotografii. În fotografie. Asta vreau să spun. Cum au putut ajunge niște aparate la noi în județul Gorj, aparatură la spitalele... Vă spun eu cum. În condițiile în care nu exista personal instruit. Cum și-au putut permite să țină aparatură pe holurile spitalului fără că... Orice șef de secție are nevoie de aparatură. 24 de milioane nu e o sumă exagerată orice să facem curs. Orice șef de secție are nevoie de aparatură. În momentul când vine la începutul anului la mine și pe domnul doctor Stanciu, ce vă trebuie dumneavoastră la orele? Păi eu scriu acolo, scriu și aia, și aia, și aia. Că din tot ce scriu eu poate mi-aduce poate unul, aduce, două. Da. Dar ăla unul, două, în momentul când l-a hotărât să mi-l aducă, mie să-mi și trimea pe om să la specializare pentru treaba asta. Și de aia a găsit aparatele ăștia prin policlinică, ambulatorul de specialitate. Senzația mea este că vorbim de incompetență din partea cuiva. Nu știu dacă e incompetență. Păi, domnul doctor, eu vă înțeleg, vă apărați colegii. Ambulatorul de specialitate când s-a făcut pe fonduri europene și s-a stabilit că fiecare cabinet trebuie să aibă aia. Dar nu este prioritar pentru unitatea spitalicească, domnul doctor, nu este prioritar să și specializeze oamenii? Da. Păi și atunci despre ce vorbim? Aș vrea să văd și eu la Spitalul Județean de Urgență dacă în ultimii 2 ani de zile a plecat cineva la un curs de perfecționare pe bani. Uite, este un subiect de anchetă în direcția asta, să vedem dacă s-a întâmplat. Da, domnul Artelean este foarte reținut, nu se bagă în asta. Lucrați în sistem, domnul Artelean, eu nu cunosc. Lucrați în sistem? Sunt prin vice la Sanitas. Bun, dar dincolo de... Nu sunt în sistem. Nu lucrați în sistemul de sănătate, sunteți doar om care reprezintă sindicatul. De aceea, probabil, problemele nu vă sunt atât de aproape familiarizat cu ele. Chiar și fetele lui... la Sanitas, asistente. Deci, domne, acum 20 de ani când eram eu aici, le trimiteam la mine la orele să facă niște cursuri de perfecționare, să facă audiograme. Ei, audiograma o face oricine, dar competență ca să scrii pe un căieșteap conducător auto, o dă și scrie cel care are competență să facă. Nu avem competență, nu să mai fac cursuri de perfecționare pentru audiograme. Minunat. Trăim în România și asta ne ocupă probabil tot timpul. Urmează un concurs la spitalul... V-am trezit așa interesul dintr-o dată. Am fost plecat și nu m-am înscris. Vedeți, ați ratat șansa, domnule doctor. Au fost mai importante cursurile pentru dumneavoastră. Ar trebui să vă mai limitați cu ele, că și așa vă consumă foarte mulți bani. Ce e bine pentru o unitate... Probabil uitându-ne și la ceea ce se întâmplă la Ministerul Sănătății pentru o unitate medicală, pentru un spital, să fie medic, manager sau să fie un om care are... Dreptul să dea examen de manager. Dreptul să dea examen de manager, da. Dincolo de... să n-aibă nicio tangență cu sistemul, să vină din afară și să-i spui contabilicește tot ceea ce se întâmplă. Deci... Vă întreb și eu așa, ca un pacient în România. Deci, cred că noi, de exemplu, Colegiul Medicilor, am spus-o mai de mult că am fi vrut ca managerul spitalului să fie medic, dar asta nu este obligatoriu. Ce pot eu să vă spun este că managerul spitalului trebuie să fie un om bine pregătit, chiar și din punct de vedere financiar contabil trebuie să fie foarte bine pregătit, dar în situația în care managerul spitalului este contabil sau este jurist sau ce au dreptul să dea, atunci directorul medical trebuie să fie un tip foarte capabil și să-l lași să facă ce trebuie, nu să-i dictezi tu dimineața ce să facă din punct de vedere medical. Deci problemele medicale trebuie să le tranșeze un medic. Ei, problemele medicale din cadrul spitalului le poate foarte bine, că de aia și există nomenclatura asta de director medical. Ăsta este medic și ăsta trebuie să știe ce se întâmplă în secții, ce se întâmplă cu doctorii. Managerul trebuie să cunoască foarte bine legislație, să cunoască foarte bine finanțe, contabile, dragi, la cele. Dar asta este. Situația este de așa natură încât noi acum avem doi candidați, unul medic și unul... Trei candidați. Domnul doctor Neață. Neață? Nu. Și mai cine? Domnul Capotă și domnul Greco. A, da, trei, păi Grecul. Să nu se supere, domnul Grep. Avem trei candidați, dintre care un medic și ceilalți doi de specialități din celelalte. Dacă mă întrebați pe mine, îl cunosc foarte bine pe doctorul Naț, a mai fost manager de spital, știe problemele, cunoaște, este medic. Îl cunosc foarte bine pe domnul Gigel Capotă. Este un tip care pe problemele lui este destul de expert, destul de specialist. Când a venit el director economic aici, a făcut niște chestii cu gunoaiele, cu alea, deci să pricepe la chestiile astea. Dacă mă întrebați, nu are importanță care dintre cei doi va fi, probabil că va lua cel mai bun, că se dă examen, nu? Sunt cei trei. Trei.
Domnul doctor știe ceva și domnul doctor nu vrea să ne spună până la capăt. De ce probabil tot ignorați pe... Probabil că va lua cel mai bun dintre ei, că să dă examen și ea care e mai bine pregătit, dar ce pot eu să spun este asta, că dacă va fi contabil, trebuie un director medical spirt. Dacă n-ai un director medical, dacă stai, deci dacă un director medical stă dimineața să-i transmită managerul ce să facă din punct de vedere medical, e rău. Sau dacă managerul se duce dimineața la Consiliul Județean să-i spună ăia ce să facă, iar e rău. Bun, acum vă întreb și eu așa, ca pacient, și deci suntem de cealaltă parte a baricadei. Noi pacienții ce să facem, stimați invitați? Să vă îmbolnăviți. Așa-i? Da. Este singura noastră soluție ca cea să fim bine. Bună. Sigur, dar dacă, Doamne ferește, ajungem să ne îmbolnăvim și ne lovim de sistemul de sănătate, ce să facem, stimați invitați? Mm. Pentru că medicamente în spitale, vedem, este criza pe imunoglobulină în România atât de mare încât... La nivel național. Nu vorbesc neapărat despre Târgu Jiu. A fost un protest al mămicilor, stimați invitați. Nu neapărat supărate pe medici, supărate pe condițiile din spitale. Ce putem noi să facem? Noi ăștia care încasăm salariul minim pe economie și n-avem nici 15.000 de lei și când ajungem la spital ne lovim de... nu, să știți, domnule doctor, o să mă contrazicem, dar în unele cazuri și de indiferență ne lovim din partea unor colegi de-ai dumneavoastră. De lipsuri, ni se dă listuța și ne trimit la farmacia de vis-a-vis că acolo ce se găsesc facă, toate... Ce să facă, doamnă, dacă nu este medicamentul în spital? Ce să fac? Asta spun. Noi ce să facem? Noi ce să facem noi pacienții? Să luați medicamentul, ce să faceți altceva? Să le cumpărăm frumos. Da, există posibilitatea să dați la spital să vă dea bani înapoi. Există situații de genul ăsta. Câți bani au fost recuperați? Niciun leu. Așa e o chestie. Păi asta ministra, doamna ministru, așa zicea, că toată lumea să ducă rețete. O să-i trimitem facturile, doamne ministru. Să vă spun o chestie. Eu lucrez într-un serviciu de ORL. Soția lucrează la oftalmologie. Atât în ORL cât și în oftalmologie, din 10 bolnavi, 11 trebuie să le pui picături în nas sau în ochi, da? Nu există picături de pus în nas și noi n-a fost niciodată la farmacie. Ăștia toate le dăm să le cumpere. Asta este situația. Ce vreți să faci? Poate ar trebui să faceți de ce front comun să ne cu indiferența. Nu cred că e chiar așa cu indiferența. Și să vă spun ce poate să se întâmple. Așa. Există medici obosiți. Există medici care iasă din gardă. Există care poate au un comportament sau o asistentă care e obosită. Nepotrivită. Dar indiferență din cauză că, vezi, doamne, nu prea există. Eu vă spun, eu am fost, știu, în toate spitalele din țară că fac parte dintr-o comisie de dialog social la Ministerul Sănătății și mă întâlnesc cu mulți. Deci nu e la Gorj așa problemă gravă. Eu nu cred că e vorba de indiferență. Cred că e vorba de lipsă de personal. Asta e. Mulți pacienți, personal puțin, număr de ore lucrate multe. Cred că asta este, domn doctor, problema. Am o asistentă pe tură după masă care face tratamentul la 30 de bolnavi, de 3 ori, face tratamentul la 30 de bolnavi. Și e o singură asistentă. În situația în care, în momentul ăla, mai vine și o urgență, mai vine și altceva. Normal că te împarți, mai și zbier, mai și urli, mai, ca să vezi cum rezolvi problema. Dar nu cred că e diferență, să știți. Eu cred că doctorii de la noi sunt foarte conștiincioși și destul de... Știți că domnul Capotă, la un moment dat, a zis, doamne, le-a transmis medicilor și personalului medic așa. Toleranță zero la astfel de atitudine. Adică chiar a fost o observație nejustificată, gratuită. Dacă medicii ar transmite conducerii spitalei toleranță zero la lipsurile care există la spital. Eu trebuie să întind mâna. E un fel de, adică nu până la urmă, nu trebuie să fie o chestiune de conviețuire și eu îți accepti anumite atitudini și tu mi-accepti mie anumite scăpări. Adică nu la modul ăsta trebuie tratată situația, domnule doctor. Când intru într-o operație. Domnule, intru într-o operație, pentru operația asta trebuie asta, mâna să mi le aducă, să mi le pună. Da? Nu le am. Dar aveți un jurământ care nu vă permite să tratați la modul acesta situația și trebuie să... Vreți să vă dau un exemplu din străinătate? De exemplu, într-un caz, era o intervenție operatorie și trebuia, punea niște șurupuri pe acolo la ortopedie, la niște bolnavi și la un moment dat, după 3 ore de operație, la un moment dat le-a trebuit un șurub mărimea nu știu care, nu știu cum, care mai avea 100 de șurupuri ăla apropiate de asta. Nu l-a avut pe ăla, n-a avut șurupul ăla, știți ce a făcut cu bolnavul? Elicopterul imediat cercea furle pe el și muta la spital.
A supraviețuit? Întreb și așa. A supraviețuit, da, păi nu era grav, dar îi trebuia șurupul ăla. E, la noi nu s-ar fi întâmplat așa. Noi puneam o oață, puneam... O sârmă. O sârmă. Puneam ceva. Locuiam. Că suntem faimoși cu... Da. Glumiți de un doctor cu oață. Bă, nu făceam. Nu, fără glumă, adică noi dincolo de orice domeniu... Improvizăm pentru că improvizăm asta ne-a făcut și faimoși. Ca să rezolvăm cazul. Da. Ca să rezolvați, da. Da. Bun, acum sigur că... Pot să înțeleg până la un anumit punct faptul că și medicii pot fi obosiți și asistentele pot fi date peste cap de tot ceea ce se întâmplă, dar nu este vina noastră a pacienților. Nu este vina noastră. Ajungem acolo, dumneavoastră la serviciu, noi pentru că a dat o nenorocire peste noi. Da? Și nu este vina noastră că se muncește foarte mult, că se confruntă acest sistem cu atâtea lipsuri, că se pleacă din spitale, medici, asistente, aleg calea străinătății, nu e vina noastră. Noi plătim. Plătim asigurările de sănătate. Plătim o viață întreagă ca la bătrânețe să ne bucurăm și noi de servicii medicale de calitate. Se rețin asta, CAS-ul, CASS-ul și așa mai departe, pentru orice activitate am presta, o plătim de 7 ori, că așa spune legea acum. Să plătim pentru orice tip de activitate prestată. Da? Și ne lovim iată de aceste probleme. La Târgu Jiu, teoretic, s-a cam rezolvat problema medicilor. Da, s-au adus foarte mulți medici tineri, cum să spun, surprinzător de bine stăm, de bine, nu stăm chiar la maxim, dar surprinzător cât au venit totuși. Fiindcă vreți să vă spun o treabă, să scot posturi la concurs și nu vin medici. Care e problema noastră? Păi, problema noastră asta este, mă duc în străinătate. Decât termin facultatea, mă duc în... Toți care îi întreb la anul 5-6 de facultate ce vor să facă, plecăm. Dar vă spusem și vă repet, am exemplu în familie, nu din cauza banilor plec. Băiatul meu n-a plecat din cauza banilor. Ce a condițiilor? Oamenii caută performanță. Da. Deci, să fie respectați. Da, statutul medicului în România nu este așa cum ar trebui să fie. Cu toate că medicii se dau peste cap uneori destul de mult, ca probă că niciun medic român care a plecat în străinătate nu s-a întâmplat să nu găsească loc de muncă. Peste asta tot, spune. Ceea ce înseamnă că nu sunt prea proști. Asta spuneam. E... Așa? Dar... Vedeți dumneavoastră, mai există și problema asta interrelațională între medici. Eu am observat, el e mai tânăr, acum 20-30 de ani, parcă eram în altfel de relații între noi medici. Acum fiecare e o concurență nejustificată, e o... Nu, dar fiecare invidia. Mai are și alt job, mai are și altă treabă, mai are și... Nu mai e prietenia aia care ne lega odată pe noi ca medici. Solidaritatea între cadrele medicale. Da, nu mai e, să știți. Și mă, e și asta. Și totul din cauza problemelor personale? Probabil lipsurile, adică eu plec, mă duc, am cabinetul de la 5, am și aia. Bun. Am interesul ca eu să fiu mai bun în secția asta, nu am interesul să-i meargă lui bine. Păi bine, ok, că este concurența asta productivă în regulă, dar să nu se ajungă la sabotaj. Păi, să ajungi la sabotaj. Nu știu, nu cred. Domnul doctor, ne dați cu porția așa din informații. Am înțeles ce ați vrut dumneavoastră să spuneți. Bun, statul român pregătește medicii ăștia despre care spune domnul doctor că pleacă în afară. Cumva este păcălit stat român. Dar chiar dacă oferă toate condițiile pentru a pregăti medici foarte buni, pe mai departe, nu mai are viziune statul român pentru a le oferi și condiții optime să-și desfășoare activitatea, domnule Ardelean. Da, din păcate așa a fost. Acum au încercat prin legea asta salarizării care ar încerca să păstreze medicii în țară, să vedem ce o să se întâmple când un medic rezident anul întâi i-a crescut și lui salariu, nu știu dacă este de ajuns și îi ajunge. Cât ați spus că este pentru la un medic rezident anul întâi o să aibă 5700. Și a plecat de la? Nu știu, 2000 deci, de lei și ceva. Foarte mult a crescut, ar trebui să fie în regulă din punctul ăsta de vedere. Sperăm. Acum să și medicii tineri sperăm să vină cât mai mulți în spital. Domn doctor, în ultima perioadă au auzit. Da. Și sunt bine pregătiți, că la noi în țară chiar sunt facultăți foarte bine pregătite. Medicii vin
foarte bine și dornici, noi, tineri, să facă meseria și să avem personal să putem să... Cred că mai rău stăm la cadrele medicale decât la medici. Da, asta cred și eu. Partea de cadre medicale și de, până la urmă, și de infirmiere îngrijitoare. Bine, să nu-ți povestesc. E lipsă de personal. Deși, mai ales cursurile astea de infirmier sunt peste tot. Și de asistente sunt peste tot, dacă nu sunt locuri. De, când se scoate un post de asistent sau de infirmier, sunt 20 pe post, el știe. Nu. 20 de candidați. Deci ar fi doritori, dar nu sunt scoase posturile? Nu sunt prevăzute în organigrama unităților? Da. S-a cam scos. Sunt prevăzute, doar că bugetul. Salariile nu permit angajări cât mai multe. Trebuie să ne încadrăm în buget. Bun, explicați-mi, domnule doctor, și opinia dumneavoastră. Spuneți-mi care e opinia dumneavoastră vis-a-vis de metoda asta de lucru. Pregătim medici foarte buni, dar mai departe nu avem o viziune. Ne blocăm aici. Deci, cum să vă spun eu dumneavoastră, viziunea trebuie să fie tot din partea medicilor. Medicii trebuie să formeze acolo unde se discută despre protocoale, unde se discută, tot medicii le fac. De exemplu, să vă dau un exemplu. Există în toate țările din lume niște protocoale. Există și la noi niște protocoale. Adică când îți vine un bolnav și îl consulți, i-ai pus diagnosticul și există un protocol care prevede exact ce trebuie să-i faci, matematic. Deci, ai amigdalită pulpacee, da? Ți-am pus diagnosticul de amigdalită pulpacee și mă uit pe hârtie. 1, 2, 3, 10 chestii trebuie să-ți fac. Antibioticul ăsta, ăsta, asta, asta, antiinflamatorul ăsta, albocalmin, incizie, asta, asta, pe protocol, da? De ce credeți dumneavoastră că noi nu avem aceste protocoale? Fiindcă nu le putem respecta. Fiindcă dacă pe protocol scrie să-ți dau ce fort și eu n-am în farmacie și mă tale vezi scris ce fort acolo, ce zici? Băi, tu ce dracu faci? Uite ce trebuie să-mi dai. Deci, ca să respecti niște protocoale, trebuie să ai cu ce să le respecti. Să ai aparatura necesară, medicația necesară, că acolo scrie clar ce trebuie să dai. Deci, nu te joci. La noi, primul lucru care îl faci când te duci dimineața la spital, ceri o listă de la farmacie să vezi ce medicamente ai. Păi n-ar trebui așa, ar trebui eu să gândesc și să dau medicamentul care vreau eu. De ce să nu recunosc că a fost vremuri mult mai grele decât acum? Acum a început să fie oarecum mai bine. A început să mai avem, mai sunt niște lipsuri, într-adevăr. Vedeți dumneavoastră, apropo de managerul să fie doctor sau directorul medical să fie doctor, el are o viziune exactă asupra. Un economist care îi spui, domnule, nu am hemisucinat de hidrocortizon. Lasă că peste 3 zile îți dau. Păi, știi ce înseamnă 3 zile într-un spital să n-ai hemisucinat de hidrocortizon? Dezastru. Păi bine să te împuști. Deci trebuie să fii un om cu viziune, să știi exact ce și cum e. Să înțelegi fenomenul. Să înțelegi fenomenul, da. Bun, discută stimații noștri guvernanți despre faptul că în curând vor fi construite vreo 9 spitale regionale în România. Știți despre ce vorbesc, da? Da. Unul dintre ele, la Craiova. Acolo unde există spital universitar, da. Spitalul județean. Spitalul ăla e terminat. Trebuie neapărat construit la Craiova, să știți. Deci trebuie. Se justifică. Spitalul ăla este un dezastru. N-am mai băgat bani în el, este un dezastru. Bine, nu s-ar... Din punct de vedere al cum, nu vorbesc de medici și de... Din punct de vedere al cum sunt saloanele, cum sunt condițiile din secții. Da. Nu ar fi mai ieftin să-l modernizeze? Nu. Nu, niciodată. O modernizare te costă mai mult decât construirea de la zero. Da. De exemplu, noi aici la Spitalul Județean am avut o problemă și avem problema asta cu 3 locații. Pe timpul domnul Călinoiu s-a obținut să o chestie să extindem un pic la 700 acolo și să facem o singură locație să mutăm și restul. A căzut treaba, care era foarte bună de făcut. Acum, a căzut de ce? Nu știu să spun. A căzut. Dar acum ne izbim cu o problemă foarte gravă la nivelul Spitalului Județean, cu urgența. Urgența nu are spațiu necesar pentru a-și desfășura activitatea aici sus pe Dunăre. Îi trebuie un spațiu mult mai larg. Urgența înseamnă că avem acum probleme, că vine și aparatul ăla, vine și niște... Tomograful? Tomograful, da. Deci, vedeți dumneavoastră, aduci tomograful, pui dincolo, da? Bolnavul e aici. Da. Îl trimesc cu salvarea, îl aduci... Remeneu, pardon. Poți să-l pierzi până...
s-a pus în discuție problema să se mute urgența dincolo, asta presupune să muți chirurgiile dincolo, ăstea sunt bani extraordinari, nu poți, nu înseamnă că muți niște paturi, înseamnă că trebuie să faci toată structura spitalului de obligatoriu și obligatoriu circuitele. Circuitele, da. Deci nu este făcut bine spitalul din punctul ăsta de vedere. Iar dacă mă întrebi pe mine, dacă ai avea posibilitate să le dărâm pe toate și să faci unul cap la coadă, că ar costa mai ieftin decât să faci mișcări. Poate să nu să le dărâm, nu știu, le dai... nu știu. Iar vis-a-vis de spitalele ăștia care se construiesc și care sunt, eu cred că trebuie făcută o reactualizare a sistemului de sănătate și de rezolvarea problemelor cu spitalele. Nu avem nevoie de 7 spitale în Târgu Jiu, avem nevoie de 3 bune în Gorj, ca lumea. Să fie 3 ca lumea, cu dotare și cu doctori. Că dacă le ținem așa la Sadu, la Rovinar, la Turceni, la Turceni, la Cărbunești, la Turceni, care mai și sunt? Care mai sunt toate... eu știu că toată lumea are nevoie de asistență medicală, dar există sistemul ăsta de ambulator, cum se cheamă, mă, gărde ăștia, tot felul de medici de familie. A, spuneți dumneavoastră de centrele de permanență. Centrele de permanență există, nu știu. Da, dar știți că și la centrele de permanență este o problemă. Nu sunt dotate cu salvări. Sunt și acolo tot felul de lipsuri. Adică te duci, doamne, la centru de permanență, te duci tu eu cu mașina ta. Dacă... N-am văzut în urgență venit și fac gărzi de ani de zile să vină unul de la centru de permanență trimis la mine. Când are urgență, nu se duce unul la centru de permanență, păi vine în urgență. Păi știți urgență de ce? Pentru că asta spun, dacă ar suna la salvare și unitățile de centrele de permanență ar fi dotate cu salvare, prima dată ar trece prin filtrul medicului care asigură permanența. Da. În străinătate nu există bolnav adus în spital fără filtrul medicului de familie sau centrul de permanență. Da, dat la telefon, ăla din spital când ajunge de, știți, și vine mail-ul, da, bolnavului cu tot ce a făcut, ce nu știu ce. Deci problema noastră este aici un hiatus între medicina de familie. Să știți că le dați apă la moară medicilor de familie care fix asta invocă. Pe noi de ce nu le luați în calcul? Noi reprezim prevenția în sistemul de sănătate din România. Este subfinanțată prevenția în sistemul de sănătate din România, de fapt, pe toate domeniile, și ei nu sunt luați în calcul. Nu sunt, așa au cum avut cred o perioadă că când au fost luați în calcul și avea salariul dublu decât noi. Nu, asta e o problemă. Au avut cât o ar fi de pătrat, roata tot se întoarce odată. Nicolaescu, că n-a făcut investigațiile alea, știi cum a fost. Bun. Dar problema este că nu există educație sanitară. Dacă vă întreb eu pe dumneavoastră, dacă mă aduceți acum un medic de familie de la un dispensar care are 2000 de pacienți înscriși pe listă, da? Și ar trebui să-l întrebi dumneavoastră aici, să spuneți, dom'le, în ce zi, acum, la ora asta, câți din cei 2000 ai internat în spital? Nu știe unul nimic. Asta ar trebui să zbârne. El ar trebui să știe precis. Păi da. E un cerc vicios din care noi nu ne putem desprinde. Iar pacienții... Pentru că totul se leagă și ajungem la legea sănătății. Aia ar trebui făcută și ar trebui făcută calme. Iar, domnule doctor. Iar pacienții au învățat o șmecherie. Domnul Arafat a spus clar, orice urgență trebuie văzută și trebuie chemați toți doctorii și văzuți și nu știu ce. Iar pacientul a învățat treaba asta, mai ales ăștia care n-au asigurări. Bagă mâna în burtă pe la 10 sara, vine în urgență și îi faci și CT-ul, îi faci și pădreac. Haideți, domnul doctor, nu cred că se întâmplă lucrurile la modul acesta. Continuu! Adică cum? Toți... Își provoacă singur leziuni. Își provoacă singur leziuni. Nu își provoacă leziuni. Vine în urgență, dă telefonul la salvare și spune: mă doare în gât, mă doare în vâșie, urechea, face aia. Tu îl vezi, îl trimești și la ăla și la ăla, îi dai și rețetă, pleacă acasă sănătos. El nu e urgență. El a venit așa să-și deci rezolve problema. Deci nu vine să cred că se întâmplă. Asta sunt frecvente. În continuu în urgență ne întâlnim cu chestiile astea. Inventează tot felul de... Nu inventează, că el are o poală, dar un dop de ceară. Păi ăsta nu vine în urgență cu dop de ceară în ureche. Sau are o sinuzită cronică. Păi cu ăsta nu vine urgență. Iei bilet de trimitere, te duci la medicul de familie, iei bilet de trimitere, te duci la policlinică, dacă nu la plătești rețetă. Frumos că n-ai biletul. Adică mie așa mi s-a întâmplat. Am plătit toate consultațiile, păi că n-am avut biletul de trimitere. Ca să nu plătești acolo consultațiile, ia să fac și eu un CT-ul. Și se duce, bagă mâinile în burtă, bă, doar aici, ce trebuie să faci? Îi faci, mi s-a întâmplat. Le-ați dat idei, domnul doctor. Nu le-am dat idei, dar ți-e frică să nu-i faci. Păi cum să nu-i faci? Dacă e, dacă spun, e serioasă... Vreau să vă spun un caz recent, da, acum, într-o casă, a venit unul cu... s-au lovit la fotbal. M-am uitat la el, n-avea nici pe dracu. Nimic, dacă îl doare cu alea, că... n-ai mai nimic de treabă, eu știi. Păi și când s-a ridicat să plece, o dată mi-a trezit așa. Ia lăsă-mă, bă, dracu, pe ce, știam dacă se întâmplă ce. I-am dat, a făcut CT-ul, l-am trimis, dă-i cheltuiel cu el, aia, aia, ce să fac, mi-a fost mic.
După aia ajungeați iar pe mâna presei. Păi tocmai de-aia mi-a că este de-aia. Malpraxis, că nu l-ați băgat în seamă și ziceam despre domnul doctor Stanciu că nu-și face treaba când e de gardă. Cum zice unul acum că avem un caz acum, o femeie care a murit, că nu i-a făcut remeneu. Păi stai mă frate, la un flegmon amigdalian nu faci remeneu. Ce te faci remeneu? Da, mai ales cât de scump e remeneul la Târgu Jiu, că vorba aia a ajuns o bijuterie rară. Nu se mai plătește, că s-au sesizat cei care ar trebui să se sesizeze. Adică lucrurile au ajuns undeva la un normal, domnul doctor, dacă mă întrebați pe mine. Nu era în regulă. Ce pot eu să vă spun față de nivelul sănătății, să știți că totuși la noi în Gorj nu sunt probleme așa de mari cum sunt în alte județe. Deci la noi în Gorj există un respect, există niște medici, nu există pădure fără uscăciuni. Dar există, sunt și unii mai nervoși, dar în general își face toată lumea datoria, își face toată lumea dreapta și asistență și medicii și toată lumea. Nu cred că sunt probleme așa de mari cum ar fi, de exemplu, cum văd eu prin alte județe. E adevărat. Suntem la final. Eu vă mulțumesc tare mult pentru prezența la emisiune. Sigur, vă mai aștept și cu altă ocazie și nu din... chiar îmi doresc ca problemele dumneavoastră să se rezolve. Sunteți foarte nerăbdător să vă vedeți fluturașul luna următoare, domnule doctor. Vă așteptăm să ne arătați și nouă fluturașul. Donați o parte din banii, din cei 15.000 de lei pe care o să-i încasați unei familii nevoiașe, nu pentru achiziția de aparatură la Spitalul Județean, că cine știe ce se întâmplă cu aparatura aia, dacă tot nu specializați pe nimeni să o folosească. Chiar e păcat să dați banii pe așa ceva. Da. Mai bine dați unor oameni care au nevoie de bani ca de aer. Mulțumesc încă o dată. Ne revedem, doamnelor, domnilor. Noi ne vedem, ne auzim mâine. Toate cele bune. Să rămână mâine.